Primăria Comunei Jarmata va moderniza toate zonele din Jarmata și Cernăteaz. Administrația publică are în plan modernizarea tuturor zonelor din Jarmata și Cernăteaz în următorii ani. Cartierul Primăverii, unde s-au început deja lucrările de infrastructură rutieră și pietonală încă de anul trecut, arată din ce în ce mai bine. Aici se lucrează în continuare la asfaltări, trotuare și canalizare pluvială. Avem deja stație de pompare și foraje pentru a asigura calitatea apei. La finalul celor patru ani de contract, adică în 2027, un contract în valoare de 48 de milioane de lei din bugetul local, vom avea un nou cartier cu toate facilitățile, transmit reprezentanții primăriei Comunei Jarmata.